Bun găsit, dragi telespectatori și telespectatoare, la noua ediție a emisiunii Adâncimea Cuvântului. De data aceasta avem în mijlocul nostru un invitat deosebit în felul dumnealui, în primul rând pentru că este cadru universitar, lector universitar, dr. Marius Andreescu, căruia îi spunem bine ați venit, domnule profesor. Mulțumesc, părinte, pentru invitația care mă onorează și pentru faptul că am posibilitatea de a mă adresa telespectatorilor din Făgăraș și cei care urmăresc această televiziune. Și, sigur, este o mare onoare și bucurie pentru mine. Mulțumim și noi că ați acceptat această invitație, domnule profesor. Cu multă dragoste. Și spuneam că domnul profesor este un invitat special, tocmai pentru că orașul Făgăraș nu deține vreo facultate, nu este un centru universitar și atunci dacă l-am prins pe domnul profesor, cadru universitar, nu am pierdut această ocazie să-l avem în mijlocul nostru. Poate, cine știe, se aruncă vreo sămânță în ideea aceasta, care va contribui pe diferite nivele de legătură spre dezvoltarea, să zicem așa, locală a orașului Făgăraș. Domnul profesor Marius Andreescu e mai mult decât profesor, este judecător la Curtea de Apel Pitești, a funcționat acolo mai multă vreme. Și iată un motiv în plus pentru care am spus că domnul Marius Andreescu este un invitat deosebit în felul dumnealui. Este și autor de cărți. Eu am doar una până acum de la dumnealui. Probabil cu altă ocazie când veți fi alături de noi, domnule profesor, o să facem o emisiune special despre cărțile, special despre cărțile dumneavoastră. În marginea gândului aici, și chiar prima întrebare aceasta va fi, de ce în marginea gândului? Și vom vorbi pentru că subiectele sunt extrem de interdisciplinare. Deci iată, studii și reflexii teologice, filozofice și juridice. Deci iată un profesor, un judecător cu preocupări extrem de largi și care automat merg și pe linia aceasta a adâncimii înțelegerii lucrurilor. Așadar, domnul profesor a ieșit din zona de confort afișei postului și a completat și cu domeniile filozofic și teologic cercetarea și evoluția și pledarea ca judecător pentru a câștiga în eficiență și în uman, să spunem așa, actul juridic și profesoral pe care dumnealui l-a desfășurat. Așadar, poate o să discutăm și despre cărțile dumnealui. A fost la Făgăraș, domnul profesor Andreescu, cu prilejul a două conferințe pe care le ținem la Cafedemia, la editura Agaton, Fereastra Sâmbetei, librăria de cărți religioase a domnului Cijmilianu de aici din Făgăraș, pe care o știm cu toții. Și prima dată domnul profesor a vorbit despre dreptatea lui Dumnezeu, deci iată nu poate pleca altfel decât de la Dumnezeu. Asta va fi o posibilă ulterioară întrebare, dacă nu o vom lăsa pentru altele. A vorbit despre dreptatea lui Dumnezeu și îndreptarea omului și aseară, la a doua conferință și cu siguranță nu ultima, pentru că este un prieten foarte bun al domnului Cijmilianu și sperăm că începând de astăzi și al nostru. Cu siguranță. Și aseară a vorbit despre dreptatea lui Dumnezeu și drepturile omului. Așadar, domnule profesor Andreescu, în marginea gândului, ce reverberație are pentru dumneavoastră această expresie și ce mesaj are pentru noi această expresie, folositor? Părinte, mulțumesc foarte mult pentru generoasa și frumoasa prezentare pe care mi-ați făcut-o. În marginea gândului se dorește să fie o carte de mărturisire, de mărturisire a credinței mele, a ceea ce am vrut, ceea ce am putut să fiu în profesia mea, dar și în cele care au fost adiacente profesii. Mă gândesc la filozofie și teologie, pentru că aceste științe, sigur, eu nu sunt specialist, dar au fost pasiuni.
pasiuni care au depășit granița pentru mine a unei simple preocupări ocazionale de duminică și care, în decursul timpului, mi-au oferit o deschidere spre uman, cum bine spunea dumneavoastră, este cel mai important lucru, extrem de important pentru dar profesia. Dar nu un uman autonom. Dar nu un uman autonom, da? Extrem de important pentru profesia mea de judecător. În marginea gândului este, așa cum spuneam, o mărturisire a faptului că eu m-am simțit mereu nu în deplinătatea, în plinătatea ideii, ci în apropierea ei. Aceasta ar fi pe prima dată. E vorba, în primul rând, de, să spunem, credința creștină, de adevărurile de credință creștină, dar și de ideile fundamentale, existențiale, și nu numai, ideile cu caracter moral sau juridic, exprimate de alți gânditori înaintea mea, cu mult mai multă profunzime. Oricum, m-am simțit mereu în marginea unei idei pe care am căutat-o, o caut, m-am simțit bine totuși pe această cale, fiindcă mă aflu pe drum, sau un alt sens al acestui titlu este că am rămas în marginea gândului altora, deci ceea ce spun eu aici, în modestele mele studii, eseuri, reflexii, sunt de fapt o continuare, un comentariu, o anotare, dacă se poate spune așa, a altor mari gânditori, teologi, oameni, sfinți părinți, care pentru mine au însemnat mult în viață, în cariera mea și care, sigur, am simțit nevoia să îi folosesc, să-i citez gândurile lor în această lucrare. Așadar, domnule profesor, umanism, dar nu autonom. Putem spune că vă ocupați în studiile, în reflecțiile, în cercetările dumneavoastră, ca profesor și în experiența dumneavoastră de judecător, încercați să aduceți în discuție și un umanism teonom, sau este prea mult spus? Nu este prea mult spus. Nu întotdeauna am fost conștient de această formă a umanismului de care spune dumneavoastră. Totul se câștigă prin evoluție și mai ales prin Harul Sfânt, prin Darul lui Dumnezeu pe care eu l-am simțit. Dar atunci când conștiința mea a mai progresat, a mai evoluat, când am simțit din plin lucrarea Harului, lucrarea Duhului Sfânt, atunci umanismul mi-am dat seama că nu poate să fie pentru el însuși. Un umanism fără Dumnezeu este de fapt o falsă concepție, este poate și un idol al vremurilor noastre. Sau poate un umanism sinucigaș. Un umanism periculos sinucigaș, pentru că ne depărtează de autenticul, de firescul existenței noastre. Încercăm să ne creăm noi propriile idei sau propria formă morală, de cele mai multe ori, a umanismului, să rămânem acolo. Acum și aici ar fi o problemă. Sigur, umanismul se poate transpune foarte bine și în ideile morale, ideea de bine, de adevăr, de rău, care oricum există și oamenii au o minimă conștiință în legătură cu aceste chestiuni. Dar ele rămân nedesăvârșite atâta timp cât nu ne raportăm la sursa adevăratului umanism, care este Dumnezeu, dreapta credință în general, ortodoxia, care ne ajută să ne raportăm permanent la Dumnezeu și atunci înțelegem sensul existenței noastre. Așa am înțeles și eu, treptat, e adevărat, prin eforturi, sensul umanismului și a omului în general, sensul uman, sensul omului, rostul lui în această lume. Domnule judecător, vă spun așa acum și nu profesor, nu întâmplător. Domnule judecător, cu acest mod de a gândi în jurisprudența românească și cred că nu numai în jurisprudența românească, nu cumva sunteți în afara zonei de confort a legilor care pot constitui un paravan după care un om al legii, cum sunteți dumneavoastră cu un titlu general, să zicem așa, se poate ascunde. Și când vă pun această întrebare, mă gândesc la ceea ce spunea cineva despre singurătate.
pentru că aceasta va fi ideea despre singurătate, dacă v-ați simțit singur. La un moment dat, dumneavoastră citiți în acest domeniu al jurisprudenței, tocmai pentru această abordare largă și după umanismul teocentric, nu autonom sau pur și simplu laicizat. Și la un moment dat, dumneavoastră citați în cartea dumneavoastră aceste cuvinte ale filozofului Constantin Noica. Există, prin urmare, două singurătăți. Una prin sărăcie, prin îngrijorare, prin spaimă. Alta prin putere, prin voință metodică, prin activitate. La punctul 2, cred că intrați dumneavoastră cu putere, voință metodică și activitate. Pentru că aveți putere ca și judecător. O putere de decizie care poate fi și autoincriminantă, având în vedere limitele rațiunii omenești și posibilitățile noastre de cunoaștere și poate, fiind om și un om neautonom, ci teonom, cum de fapt suntem fiecare dintre noi dacă acceptăm că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, nu e întotdeauna ușor să luați decizii. Omul care poartă, citesc mai departe, omul care poartă cu sine toată lumea este și el singur. Dar în singurătatea sa, el poartă cu sine toată lumea. Nu uita că Dumnezeu te-a trimis pe lume să-L înlocuiești. Să dai sensuri, să crezi, să duci începutul tău înainte. Vezi să nu-ți pierzi timpul. Așadar, Constantin Noica în Decelo. Va simți vreodată singur, domnule judecător? Da. În primul rând, prin firea mea, nu am fost un om extrovertit și am trăit mai mult într-o oarecare interiorizare, uneori mai accentuat, alteori mai puțin, care îți dă sentimentul de singurătate, dar nu o singurătate care să ducă la izolare. A fost o însingurare mai mult și nu o singurătate. Practic, întotdeauna am trăit împreună cu, am avut și am prieteni, familia, societatea ca atare, m-am bucurat să fiu împreună cu ei. Deci, singurătatea ca atare, ca și refuz, să spunem, al vieții sociale, al vieții firești, nu m-a caracterizat. Dar în singurarea, da. De multe ori m-am însingurat, ca să spun așa, în ideile mele, în gândurile, în conceptele mele, în lecturi, în activitatea mea, care, așa cum spunea și dumneavoastră, dacă mergi dincolo de aspectul pur formal al legii, dacă ai curajul acesta ca judecător, să nu rămâi numai la paravanul acesta, la protecția oferită de formalismul legii, și să mergi mai la adânc, cum spune Mântuitorul, atunci este un mic risc, dar un risc care merită, pentru că atunci, dincolo de formalism, de adânc, întâlnești omul cu toată dimensiunea sa, taina sa, cum spune Părintele Dumitru Stăniloae, indiferent în ce calitate apare în fața ta ca judecător, poate să fie, cum spunem noi, în limbaj juridic, parte vătămată, inculpat, părât, reclamant, dar este om. Dar nu persoană. O să vă întreb și de conceptul de persoană, da? Poate delimitați un pic lucrurile. Da, da. Vă rog. Și atunci, sigur, te gândești atunci când pronunci o decizie, e un act de putere incontestabil, de mare răspundere, dar și de responsabilitate mai înainte, că această decizie totuși are influență, nu pentru a rezolva un caz sau închide un dosar sau, mă rog, a îndeplini o formalitate a legii sau a îndeplini legea ca atare sau nu numai aceasta, și are o semnificație deosebită pentru persoana la care se adresează. Poate să fie o problemă care să fie legată și este de cele mai multe ori de însăși existența sa. Și atunci, în singurarea aceasta de care spuneți și dumneavoastră sau singurătatea, am făcut această distinție, am folosit cuvintele filozofului român, sigur asta mai nuanțat puțin această chestiune, pentru că noi nu putem trăi niciun caz, nu putem să înlocuim pe Dumnezeu pe pământ, dar putem să lucrăm împreună cu El, să facem acea lucrare teandrică. Cred că la asta se gândea și filozoful român. Și până la urmă, asta este dimensiunea personală a existenței, sigur. Ca să vă aduc la conceptul de persoană. Da, într-adevăr. Pe care îl folosiți mult în... Da, m-a preocupat. Da. Persoana, da. Taina persoanei, trecerea de la om ca simplu individ, de care unii filozofi vorbesc, existențialiști în general, germani,
sau francezi văd numai individul uman și numai, să spunem, limitele lui, limitele existențiale, moartea și așa mai departe, nu văd ce este dincolo. Și atunci, sigur că conceptul de persoană, unii, după părerea mea, așa cum apare el în teologia și în credința ortodoxă, este într-adevăr fascinant. Iar în meseria mea de judecător m-a ajutat de câte ori gândul meu a fost într-acolo, a fost între persoană și nu om. Am preferat de multe ori să mă adresez oamenilor cu, sunt simple apelative, evident, dar cu apelativul de domnule sau doamnă, decât cu apelativul sec, rece, formal, inculpat, poate vinovat, etc., da, care le mai folosim noi. Un pic dezumanizant. Un pic dezumanizant și care te duce undeva, poate fără să vrei, într-o zonă a abstractului, a formalului, pentru că legea, de fapt, este impersonală. Aici ar fi o mare problemă, cum să face legea să devină personală. Noi spunem în limbajul juridic, norma juridică, legea ca atare, nu se adresează unei persoane anume determinate și este abstractă, generală, dar asta e rolul judecătorului, să o transforme într-un fapt personal de existență. Foarte, foarte frumos și ideal, nu idealist în sensul de nerealizabil, pentru că am convingerea, după cum vă observ pe lângă verbal și non-verbalul și paraverbalul, că dumneavoastră a trăit lucrurile dumneavoastră, acestea în experiența dumneavoastră ca și judecător, ceea ce este un lucru pilduitor în sine. Mă gândeam când îmi spuneați de existențialism, de francezi, mă gândeam la Sartre cu Infernul sunt ceilalți. Într-o reclamă la niște produse fast food se spune așa, zice, gustă și nu împărți cu nimeni. Apropo de o reflecție, de o oglindire a unei filozofii existențialiste și de coborârea ei la nivelul străzii, pur și simplu. În acest context, într-adevăr, e greu să te descurci cu persoana și să vezi în om nu un individ, nu o cifră, nu un mijloc spre atingerea scopurilor tale sau un angajat care ți aduce profit, ci o persoană, chipul lui Dumnezeu, care merită respectul și tratarea după legea scrisă și nescrisă a demnității umane, chiar dacă este în boxa acuzațiilor. Până la urmă, nu, primul care a intrat în rai este tâlharul de pe cruce, un tip din boxa acuzaților. Sigur. Domnule judecător, lege, în spatele legii, să mă corectați, vă rog frumos, didactic, e principiu sau principiile și în spatele principiilor sunt valorile. Apropo de valori, s-a discutat zilele trecute în presa românească despre Degeaba 30. Și s-au ridicat oameni împotriva lui Tudor Gheorghe, care, după părerea multor altora, este o valoare națională. Așa cum este ea, o valoare națională contemporană, care spune cât de cât lucrurilor pe nume și care păstrează legătura cu filonul identitar românesc, prin tot ceea ce face, cântă, interpretează și creează. Bun. S-a vorbit iar zilele trecute de Dan Puric, un alt om care își permite să spună lucruri pe care alții, ascunși după, să zicem așa, anumite tufișuri, nu îndrăzne să le spună. Și a fost acuzat și el pentru acest... N-a fost acuzat pentru că susține românitatea, nu românismul. Părintele Stăniloae făcea diferența între românitate și românism. Tot ce e cu ism este cataclism, e cu o anumită rezonanță înspre o anumită zonă. Deci un om care susține românitatea. Și nu pentru asta a fost acuzat, pentru că n-ai cum să acuzi pe un om pe așa ceva în propria țară, pentru că te descalifici singur, îți trai craca de sub picioare, însă a fost acuzat de anti-americanism și pro-rusism. Ce vreau să spun prin treburile acestea, domnule judecător? Valorile noastre, nu mai vorbesc de mine, scude noi ca și așa mai departe, rămân la aceste exemple contemporane, ca suport intuitiv pentru întrebarea pe care vreau să vă adresez, valorile noastre sau valoarea, ce mai înseamnă în ziua de astăzi? Da, o întrebare dificilă, dar care este de mare actualitate.
Cred că trebuie să facem o distinție pe care și filozofia o făcut-o și pe care și dumneavoastră o faceți între valoare și valorizare. Valoarea ca atare are o existență eternă, perenă, ea depășește, să spunem, granițele acestei lumi. Foarte bine spunea, după câte mi-aduc aminte, părintele Arsenie Papacioc, că nu există valoare necunoscută de Dumnezeu, necunoscută la cer. Deci, oricum ar fi o valoare, indiferent, nu mă gândesc numai la marile contribuții, marile creații, și chiar la simpla faptă de a face un bine, de a tu fi însuți mai bun, este tot o valoare. Cu atât mai mult, valorile care țin de însă și ființa unui popor, a unei nații, a unei tradiții, ele rămân. Problema este că există perioade, epoci, oameni, așa cum se întâmplă și acum, din păcate, care nu mai știu să le valorizeze așa cum trebuie, să le valorifice, să le aducă pe primul plan, să le respecte, pentru că merită, în primul rând, un respect autentic. Oamenii, în primul rând, prin care se manifestă aceste valori, adică nu valoarea în sine abstractă, și oamenii care poartă cu ei aceste valori. Atâta timp cât un om poartă aceste valori, indiferent cum este el, orice om este limitat într-un fel sau altul, poate că are anumite forme mai mult sau mai puțin fericite de a fi, dar are valori care sunt incontestabile, rămân ca atare și ar merita respectul pentru toate generațiile. De asemenea, nu mai vorbesc de valorile tradiționale, așa cum spune chiar și legea fundamentală română, că noi trebuie să le respectăm tradițiile. Constituția. Constituția, da? Ele ar trebui să fie căutate, respectate și înțelese. Mergând, bineînțeles, mai înainte la mari creatori de valori, care încep încă de la formarea poporului român. Sigur, eu venind din zona aceasta a Argeșului, mă gândesc la Neagoe Basarab, de exemplu, și mă duc cu mare bucurie de câte ori am ocazia la mănăstirea din Curtea de Argeș și îmi dau seama, uite ce a însemnat, ce înseamnă credința și o valoare care a învins timpul, o valoare care este nu numai construcția ca atare, dar și spiritualitatea care există acolo. Până când ajungem la oameni care au creat, deci au contribuit cu ceva, au adus ceva la ființa poporului român, pentru că ființa nu este ceva static, ci ceva dinamic care se dezvoltă. Este în marginea gândului. E pe marginea gândului, da? Se vorbește de devenirea într-o ființă, nu e că vorbea de devenirea într-o ființă, dar părintele George Remete făcea o distinție care mi se pare foarte interesantă între devenirea într-o ceva, într-o ființă, de exemplu, sau într-un spirit, ca la Hegel, sau într-un cineva, așa cum este în creștinism. Devenirea într-un Hristos, în Dumnezeu, este într-o persoană. E o altă chestiune. Deci ar trebui mai multă atenție față de aceste valori. Este o problemă care ține de cultură, de educație. Chiar în dimineața aceasta citeam un cuvânt al părintelui Galeriu, care spunea că Dumnezeu nu vrea ca creștinii să fie oameni proști. Era o afirmație foarte categorică și directă. Într-adevăr, avem nevoie de cultură, de cât mai multă cultură, pentru a înțelege autenticitatea și importanța valorilor noastre. Da. Domnule Andreescu, viața este o valoare, un drept sau este altceva? Da, cred că până la urmă toate cele trei aspecte la care ați făcut dumneavoastră referire pot să definească într-un fel sau altul viața. Dar nu în aceeași, nu cu aceeași forță, nu cu aceeași dimensiune. Așa cum încercam să spun și ieri în conferința mea, făcând un comentariu despre dreptul la viață, în primul rând viața este un dar al lui Dumnezeu. Și așa trebuie să-l percepem. Dacă uităm acest lucru, atunci tot ceea ce înseamnă viață rămâne într-o zonă, sigur, fie a moralității, fie a juridicului, dar o zonă care nu este împlinită, nu are încă sensul, semnificația pe care ar trebui să o aibă. Dacă ai conștiința faptului că viața este un dar de zi cu zi, cum s-ar spune, nu numai prin creație a lui Dumnezeu, atunci toate primesc sens. Toate au o semnificație și drepturile, dreptul la viață, din punct de vedere juridic, și toate celelalte chestiuni care țin de viață, viața poate fi înțeleasă. Da. Viața, darul lui Dumnezeu, iată umanismul teonom de care vorbeați. Da. Cum discutăm atunci despre drepturile omului, domnul judecător? Despre
eugenie, despre da. Eutanasie, despre a face bine, am văzut un material, faci bine, chiar medicul Ioan Chirilă, profesorul de la Cluj, spune treaba asta, faci bine dacă faci bine binele. Contează și cum îl sigur, faci. Sigur. Și atunci grija pentru viață se poate rezuma în omorârea pruncilor, în eugenie sau în scurtarea suferințelor oamenilor din boli incurabile? Nu, incontestabil că nu. În primul rând, din punct de vedere juridic, drepturile omului, așa cum sunt consacrate în Constituții, este o cucerire extrem de importantă a omului, a democrației. Și recentă. Și oarecum recentă, da? Începând din secolul al XIX, al XVIII-lea, al XIX-lea. E o garanție importantă a respectării omului ca persoană în cadrul social, în mediul social care este și un mediul juridic. Dar evident că modul în care noi, sau mă rog, se înțeleg aceste drepturi, cum sunt ele percepute normativ și cum sunt aplicate, poate fi discutat și poate fi discutat și analizat. Am constatat și eu de multe ori că aceste drepturi fundamentale, extrem de importante pentru existența umană, uneori sunt deturnate de la semnificația lor adevărată, adică nu mai sunt legate de filonul lor firesc, care este darul lui Dumnezeu, viața ca dar al lui Dumnezeu. Și atunci, sigur, au existat și există și acum încercări prin care se încerce să se justifice diferite practici, mă rog, practicile abortive sau întreruperea voită a morții, a vieții pentru situații limită, care nu sunt justificate, nu deci n-au niciun fel de justificare, nici măcar juridică, dar poate mai puțin una morală, teologică. Mai ales că viața e darul lui Dumnezeu. Dumnezeu, sigur că da. Și nu este singurul drept care, din păcate, este deturnat de la sensul și semnificația lui prin jurisprudență, prin voința legiuitorilor, indiferent care ar fi aceștia. Mă gândesc la libertatea de conștiință, un drept foarte important și evident că este bine că există scris în Constituție, dar în numele libertății de conștiință s-a spus că nu mai trebuie să mai avem icoane în țările de clasă, pentru că ele simboluri religioase, da, da, exact. Simboluri religioase sau că religia ar trebui să fie oarecum unitară. Dar e un nonsens, mi se pare. Este un nonsens, pentru că dacă tu ai libertatea de conștiință să spui mie, scoateți crucea din instituție, unde mai e libertatea mea de conștiință să o pun? Da, ideea acolo, este că adică această libertate, da, într-adevăr, este o înțelegere greșită a toleranței, a respectului față de concepțiile altora, poate și despre ateismul altora, că unii sunt atei, dar acestea nu sunt nici crucea, nici încoare, nu sunt împotriva credinței altora, atâta câte sunt, și este de fapt o expresie a credinței noastre creștine, pe care noi trebuie să o respectăm și să nu avem niciun fel de limită. Nu putem, printr-o interpretare juridică, o părere mai eronată, a ceva ce este valoros în Constituție, să ajungem la asemenea limite sau asemenea lucruri contrare, de fapt, existenței noastre. Dragi telespectatori și telespectatoare, astăzi, o zi minunată, alături de domnul profesor Marius Andreescu, lector universitar doctor și judecător la Curtea de Apel Pitești. Am fost astăzi cu dumnealui în marginea gândului și zic nu că am făcut un pas important astăzi înspre sau dinspre devenirea întru ființa orizontalității acestei lumi, de la geografia asta umană, ruptă de Dumnezeu, ca să nu mă încurc acum în cuvinte, spre devenirea întru Hristos. Și iată, în marginea gândului cu domnul profesor Marius Andreescu, căruia îi mulțumim și îl mai așteptăm în mijlocul nostru, mânați la adânc. Cine are minte, să ia minte. Mulțumesc! Mulțumesc eu foarte mult pentru invitație. Cu mult drag, domnule profesor! Mulțumim!